Bună seara, bine ați venit la Rural. Discutăm astăzi despre industria cărnii de porc din România, într-o incursiune pe filiera de produs încercăm, de la producție, procesare până la promovare și ajungem și în farfuria consumatorului, sperăm. Avem două unghiuri de abordare. Pe de o parte, sectorul de creștere a porcilor care a traversat și traversează un declin accentuat în ultimii 5 ani. Pe de altă parte, vom încercăm să reconstruim sau se încearcă la nivel național să se reconstruiască sectorul de creștere a porcinelor în România în acord cu o politică agroalimentară europeană. Încercăm așadar să ne conformăm unor norme agricole ecologice, o alimentație mai bună pentru animale, standarde ridicate de bunăstare a acestora. Așadar, iată de la ideile, acestea sunt poate ideile de plecare pentru această emisiune. Mă bucur să fie alături de noi specialiști în această industrie și îi prezint acum pe domnul Ioan Lado și președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România. Bună seara, bine ați venit la RFI, vă mulțumesc pentru prezență. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Alături de noi se află și doamna dr. Dana Tănase, este director executiv al Asociației Române a Cărnii. Bună seara, doamna Tănase, vă mulțumesc pentru prezență. Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație. În studioul RFI alături de mine este domnul Tiberiu Cazacioc, specialist în marketing agroalimentar. Bună seara, domnule Cazacioc, vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc și eu. Și mă bucur să fie alături de noi din nou Mihaela Gherghișan, corespondent RFI la Bruxelles. Bună seara, Mihaela, îți mulțumesc și ție pentru prezența la emisiune. Bună seara! Așadar, haideți să plecăm pe filiera de produs, v-aș propune, de la domnul Ioan Lado și spuneam în introducerea acestei emisiuni, domnule Lado, și că industria cărnii de porc din România suferă de 5 ani, am spus eu, de când cu pesta porcină africană. Avem și un deficit comercial important pe această zonă. Spuneți-ne care este analiza dumneavoastră în acest moment. Da, mă bucur că faceți precizarea acestor 5 ani, pentru că în curând, în această lună, vom noi, producătorii de carne de porc, aș prefera să folosesc acest termen decât crescătorii de porci, pentru că una îi se crește și alta îi se vinzi. Și ca atare aș reveni spunând că în curând vom comemora 5 ani de când pesta porcină africană a intrat în România și a provocat un dezastru pe care, din păcate, foarte puțin îl cunosc la adevărata dimensiune. Vorbim multe despre multe lucruri, dar analiza pe care noi o facem constant este evident legată de faptul că, din păcate, numărul de producători de carne de porc din România este într-o constantă și dramatică scădere. Context foarte mult agravat de situația conjuncturală legată de creșterile costurilor la materiile prime furajere și la inputurile energetice, lucru care pe noi, vă dați seama, ne-a bulversat total, pentru că dacă ne uităm puțin în urmă, practic noi suntem de mai bine de un an și jumătate producem în pierdere. Acest lucru, vă dați seama, este greu de dus în spate, așa ceva. Nu o pot face decât acele unități care fie au o capitalizare extrem de puternică din alte surse, fie că vorbim despre o integrare a producției, care pot oarecum să-și balanceze veniturile de pe alte paliere ale veniturilor. Ca atare, deci un moment și mai complicat, pentru că la pesta porcină africană și la creșterea prețurilor se adaugă și acest dezechilibru economic, să-l numesc, al fermelor, cum spuneți. Absolut, absolut. Acum, dacă aș și să concluzionez această introducere, da. Știți vorba aceea că
pesimistul spune mai rău de atât nu se poate. Eu sunt un optimist și o să spun ba da, se poate și mai rău. Și asta luând în calcul numai acest an. Dacă ne uităm la acest an, practic de la începutul anului până la zi, 95% din cazurile de peste porcină africană din Uniunea Europeană sunt în România. Și da, lucrurile arată tot mai grav, pentru că poate multă lume nu știe, dar peste porcină africană atacă mult mai virulent în perioadele calde ale anului. Deci urmează o perioadă la fel de sau mai complicată. Pentru exact. Că suntem într-o perioadă caldă. O primă întrebare pe acest tronson, domnule Lado, și mai aveți o estimare cam câtă carne de porc produsă în România se consumă în România din total consum? Acum, vă dați seama că și noi ne bazăm strict pe datele oficiale și de regulă nu putem spune că avem o încredere extraordinară în ceea ce se publică statistic. Ceea ce este, probabil că lucrurile cele mai clare sunt legate sau mai apropiate de realitate, sunt două. Numărul unu, câți porci se taie în România? Pentru că avem informațiile de la Comisia de Clasificare a Carcaselor. Acolo nu vedem niciun motiv pentru care ar exista date eronate. Ori în acest context, privind doar la datele venite de la această comisie, vedem doar pentru comparația cu anul trecut, o scădere cu aproximativ 20% a tăierilor de animale în abatoarele din România. Al doilea element pe care îl constatăm este, dacă e să ne uităm spre date cât mai aproape de o certitudine, este cea legată de importurile comunicate. Ori, uitându-ne tot așa în acești ultimii 5 ani la care noi trebuie să ne raportăm pentru că nu avem altă soluție, practic constatăm că importurile au crescut cu 300%. Ceea ce vă dați seama este o oglindă extrem de ciudată în contextul în care consumul, conform tot datelor statistice, a rămas relativ constant în acești ani în România. Ori, care este producția? Este greu de estimat, pentru că nu știm cu exactitate ce anume intră aici. Intră doar informațiile legate de producția fermelor comerciale sau este o producție care este conectată și o estimare conectată și la producția pentru autoconsum. Aici sunt multe, multe lucruri de clarificat. Cert este că la ora actuală, dacă cifrele oficiale sunt corecte, în România am coborât sub 50% din porcii României în fermele comerciale, iar probabil reușim să asigurăm undeva la 20-25% din livrările către Galantar de carne proaspătă. Mulțumesc! Mergem spre doamna dr. Dana Tănase, reprezentați industria procesatoare. Sigur că totdeauna plecăm de unde cumpărați inputurile, de unde cumpărați marfa, de unde cumpărați carnea de porc și știm cu toții că apelați de multe ori la surse din import. Nu e evident un reproș, este o realitate. Cum priviți dumneavoastră, doamna dr. Dana Tănase, această situație și care este, vă rog să ne spuneți, și care este, hai să spunem, situația industriei de procesare? Deci, din punctul nostru de vedere, acești 5 ani de zile în care pesta porcină africană a făcut ravagii și nu a fost luată nicio măsură concretă de stăvilire
a circulației virusului și când spun acest lucru mă gândesc în special la circulația virusului în gospodăriile populației. Degeaba unitățile mari își au toate măsurile de biosecuritate, degeaba s-au investit zeci de mii și poate sute de mii de euro în măsuri de biosecuritate. Există risc zero, nu există, pot apare breșe și astfel să se întâmple adevărate tragedii în ferme. Pe lângă acest lucru, trebuie să spun că, apropo de cele menționate de domnul președinte Lado și din datele pe care noi le avem de la INS, importul cu ghilimele de rigoare din spațiu intracomunitar, deci carnea de porc, materie primă, care am adus-o în 2021, a fost cu 20% mai mult, deci depășește peste 540.000 de tone mai exact, depășește cu 20% ceea ce a fost adus din Uniunea Europeană în anul 2020. Acestea sunt datele INS-ului. Tot cu același procent se registrează o scădere a producției de carne la nivel național. Implicațiile, firește, sunt majore. În primul rând sunt costurile ridicate de transport, pentru că una este să-ți procuri carnea din România și alta este să vii cu ea din Germania, din Spania, de unde Dumnezeului o aduc, din alte state membre. În plus, din punct de vedere al sectorului de procesare a cărnii, în momentul de față este foarte greu să facem promovare și este foarte greu să ieșim cu produsele la export. Și spun acest lucru în condițiile în care sunt niște norme sanitar-veterinare foarte stricte privind testa porcina africană, care mă obligă pe mine, procesator, pentru a pune produs eligibil pe care pe piața internă, pe piața UE, mă refer, să fie produsul fie tratat termic la peste 80 de grade, lucru care este foarte dificil de realizat în condițiile în care faci, de exemplu, cremuri. Deci nu rezistă. Tratamentul termic se face la 70 de grade în centru geometric. Produsele se usucă, deci există o anumită tehnologie. Sau conserve sau alte produse cu o perioadă lungă de maturare. Deci sunt anumite categorii de produse care pot fi eligibile sau să lucrez din materie primă adusă din alte state membre, de aici și cantitatea mare de carne importată, sau să aduci mai nou, din discuțiile pe care le-am avut recent cu ANSVSA-ul, să aduci porci din alte state membre, să-i sacrifici în România, ca pe urmă eu să folosesc materia primă la producerea produselor din carne. Iarăși, cum să spun, dacă e să privim dintre care este riscul mai mare, nu știu, cred că riscul mai mare să aduc animalul viu decât să aduc carnea, dar asta este o măsură pe care, mă rog, regulamentele europene o precizează. De aici și costurile. Ca să nu discutăm de faptul că toate unitățile de procesare a cărnii și-au luat măsurile necesare de prevenire, nu? Pentru că una este să aduci dintr-un abator și mâine pe mine să te trezești că, de fapt, cum s-a și întâmplat la început în Tulcea, să fie depistat pesta porcină africană în abator și pe urmă s-a mers pe trasabilitate pe filieră și au fost confiscate și denaturate sute de tone de carne și produse din carne. Deci pagubele sunt și pentru noi și mai ales în contextul actual în care prețurile la energie și combustibil, toate inputurile au crescut, vă dați seama că am fi fost bucuroși să avem mai multă carne din producția națională. Da, mulțumesc. O să vă rog să mergem spre un registru legat de consumatori și Mihaela Gherghișan de la Bruxelles, te rog să ne spui sau să comentezi câteva idei și câteva tendințe europene, printre care spune că sondajele de opinie arată la nivel european o scădere a consumului de carne de porc. Este, să spunem, o tendință încurajată până la un punct poate de politicile europene.
Avem și câteva exemple, nu știu, în Copenhaga, să dau un singur exemplu, este prima metropolă din Europa în care ponderea cantinelor publice ecologice atins este de 100%. Deci se mănâncă la nivel public, mă refer, în Copenhaga, fără carne. Cum vezi această tendință, Mihaela Gherghișan, și dacă crezi că ea este, să spunem, va fi o politică de termen mediu și lung a Uniunii Europene? Da, într-adevăr, este o politică a Uniunii Europene. Nu-mi dau seama dacă ceea ce vedem pe teren, bine, lăsând la o parte cazurile anecdotice extreme, gen Copenhaga, nu-mi dau seama dacă ceea ce vedem pe teren este, e prea devreme de spus acum, este într-adevăr influențat de o politică europeană care încurajează într-adevăr reducerea consumului de carne în general și asta din motive de protecție a mediului, din motive de sănătate, să spunem, sau dacă pur și simplu este vorba despre bani. Ceea ce pot să spun este că de la începutul războiului din Ucraina, restaurantele în Belgia, cel puțin, și în Franța, propun din ce în ce mai puțin carne în general, pentru că costă foarte mult. Și atunci se fac meniuri din ce în ce mai mici, porții din ce în ce mai mici, cu din ce în ce mai puțină carne, dacă vrei. Deci ne găsim ca într-o situație, din păcate, ca după al doilea război mondial, în care nu se mai găsea nimic de mâncare. Acum mâncare ar fi, dar prețul este prohibitiv. Și, de fapt, e o combinație de factori aici, pentru că viața a început să se scumpească înainte de război. Și viața era grea și în pandemie și a fost un pic grea și înainte, adică comparabil, dacă vrei, și înainte de 2020. Deci, într-adevăr, s-a plecat acum 20 de ani într-o tendință vegană, ecologică și așa mai departe, care ține de mai mulți factori, dar până la urmă nu mai e de bon ton să mănânci fără carne. E o necesitate, pentru că, pur și simplu, oamenii nu se mai ajung și buzunarul nu mai ține. Deci va fi foarte interesant de văzut cum va fluctua acest consum european al cărnii în general, cât despre cauzele sale, nici nu cred că mai contează la un moment dat. Da, e adevărat. Încă o întrebare, Mihaela, te-aș mai ruga. Știm că au fost situații, nu știu, aș da exemplu Spaniei, dacă, și apoi sigur o să luăm și opinie dacă sunt de la interlocutorii noștri. Spania știu că s-a aflat într-o situație asemănătoare cu industria de carne de porc din România. Spania, în schimb, și-a revenit spectaculos, să spune, în câțiva ani. Putem face vreo analogie în opinia ta? Nu este niciun fel, sau prea puțin, pentru că vorbim despre Spania, crizei economice teribile de acum 10 ani, chiar mai mult, în care producătorii de carne de porc, sau, nu, de fapt, crescătorii, dacă e să fim corecți, nu se mai puteau, pur și simplu au dat falimentul. Deci le era atât de greu să continue o fermă mică sau mijlocie, încât au preferat să vândă toate animalele, să-și plătească toate datoriile și să se angajeze în fermele mari. Și, de fapt, aceste mega ferme spaniole despre care vorbim acum, Spania fiind primul producător de carne de porc în ziua de astăzi, depășește Germania, aceste mega ferme de câte 8.000-9.000 de animale s-au creat, între altele, prin contopirea fermelor mici și mijlocii. În momentul în care era prea greu pentru un singur producător să mai fie viabil în piață, și vânzându-și animalele și așa mai departe, s-au creat fermele mari, au devenit din ce în ce mai mari. Deci contextul e totul altul, sau situația e totul alta față de România. Da, aș zice că da, pentru că dacă nu mă înșel, și aici vorbesc sub controlul interlocutorilor noștri, dacă nu mă înșel, Spania nu prea a avut probleme cu pesta porcină. A avut 20 de ani, dacă permiteți, da, a avut 20 de ani probleme cu pesta porcină africană. Și aici seamănă cu România. Deci, deci undeva în anii 80, dacă nu mă înșel, au fost mari probleme și tocmai măsura care a fost luată pentru a eradica această boală a fost interzicerea creșterii porcului în gospodăriile populației. A fost o măsură deci o combinație radicală, dar care
a avut efectele scontate. Acum, revenind de la situația consumatorului și ceea ce spunea doamna vis-a-vis de situația la nivel european, da, din informațiile pe care noi știți că noi ca și asociație suntem membri și ai asociațiilor procesatorilor europeni de carne, Clitravi, iar discuțiile privind consumul de carne și politica europeană în domeniul consumului de produse de origine animală, într-adevăr s-a observat că în ultima perioadă există o tendință de plasarea consumului de carne și pe undeva pe locul 2. Și să vă dau un exemplu din informațiile de la colegii belgieni. În școli în Belgia nu se mai discută de carne și sunt alocate foarte multe fonduri ONG-urilor care vin cu alimentația pe bază vegetariană, vegană și așa mai departe. În mai mult decât atât, în programele de promovare a existat o intenție ca procentul, suma de bani alocată programelor de promovare europene pentru produsele din carne să fie redusă. La insistențele și la demersurile pe care le-a făcut atât Clitravi cât și celelalte asociații europene din domeniul cărnii și produselor din carne, acest lucru nu s-a întâmplat. Dar asta nu înseamnă că nu există o tendință la nivel de politică foarte discret al Uniunii Europene de reducere a consumului de carne. Ori aici trebuie să ținem cont de faptul că carnea este un rău necesar într-o alimentație echilibrată. Bun. Da, pentru că de unde ne luăm proteinele, ca să fim mai clari. Exact. Există, exact. Bineînțeles... Există, bineînțeles, diferite formule prin care de substituție de proteine care n-ar veni neapărat din carne sau mai puțină carne, mai multe legume și mai multe legume proaspete, și asta e foarte important. La nivel european, dacă îmi permiți, Rudi, aș vrea să completez un pic informația. La nivel european, de fapt, trebuie să ne gândim că în Europa de vest, alimentația a fost din ce în ce mai puțin sănătoasă, cu mult mai puțin sănătoasă decât în estul european, și asta vorbesc în ultimii 40-50 de ani. Că avem aici populații urbane, sărace sau chiar foarte sărace, care au crescut copii și generații întregi cu meniul de 4 euro de la McDonald's. Deci pe undeva, să zicem că aceste politici publice europene sau naționale în vestul european, subliniez, erau mai mult decât salutare la un moment dat. Și că faptul că s-au introdus legumele și fructele obligatorii în școli, în cantinele gratuite și așa mai departe, pentru ca un copil în creștere să nu aibă numai praful ăla de la McDonald's pe 4 euro și un cartof prăjit sleit de mâncat toată ziua. Pentru că asta mâncau. De multe ori e mai simplu și pentru părinți. Și de multe ori asta mâncau și părinții, de unde problema de obezitate în populația care are acum 35, 40, 45 de ani și toate problemele din pandemie, care știm că, pentru că știm că COVID-ul a lovit foarte mult din cauza obezității, între altele. Dar, întorcându-ne, această problemă de a mânca sănătos a fost cu adevărat salutară aici. Bun. E adevărat că la un moment dat s-a dat în partea exagerării, dacă doriți, și s-a mers și pe considerații de mediu înconjurător privind reducerea consumului de carne în general, dar acum, dacă tragem linie și adunăm, ne găsim în iunie 2022 și totul costă foarte, foarte scump. Și dacă ajungem la costuri. Da, exact. Și de fapt, de aici pleacă totul și se întoarce totul. Și de aici încolo nici nu mai merită să ne gândim, să ne uităm ce scrie în politicile europene. Totul se va ajusta. Da. Ne mai aruncăm o privire totuși. Și am să rog pe Tiberiu Cazacioc, pentru că s-a discutat aici despre promovare și atunci Tiberiu este un specialist în această zonă, dar iată a venit pregătit cu câteva date și cifre și idei legate de carnea de porc și de carne în general. Da. Și apoi domnul profesor Lado și o să-l ascultăm, vă rog. Da, mulțumesc. Atunci când am început să discutăm despre subiectul ăsta pe emisiune, mi-am reamintit de un moment, să zic cu ghilimele de rigoare, moment fondator.
lamentația națională în preajma aderării, preaderării, că Uniunea Europeană are ceva cu porcul românesc, are ceva cu noi. Și la vremea aceea antropologii s-au plecat asupra poveștii astea. Vă referiți la felul, modul în care se taia... La modul în care este sacrificat porcul, da, pentru că asta era, cum să zic eu, o abordare destul de, hai să spunem, populistă și emoțională, da, cu privire la somare. Antropologii au gândit și au analizat, au făcut niște studii, tranzițiile porcului, asta este din 2004. Profesorul Vintilă Mihailescu s-a plecat și mai mult asupra subiectului, a scris un studiu destul de complet despre porcul legal și porcul real. Are legătură cu discuția noastră într-un fel, pentru că, până la urmă, dacă ne uităm la elementul de bază, asomarea, și specialiștii sunt aici în acest panel, ca să spun, virtual, am descoperit după aia, într-un manual din 1973, că, de fapt, asomarea civilizată a unui animal e așa cum trebuie să fie, nu cu tăiatul gâtului. Spre surprinderea mea, industria alimentară socialistă îi învăța pe studenții că nu e bine să tai cum nu trebuie animalul, pentru că altfel se va crea un aspect congestiv cărnii și organelor, aspect care le face înainte inapte pentru folosirea în industrializare. A fost o falsă temă, cred că nu am interpretat greșit, dar de ce m-a referit la momentul ăla? Pentru că ar trebui să ne întoarcem la pesta porcină africană. Până la urmă, și mai aici sunt două elemente, până la urmă felul în care lăsăm oamenii să crească porci în gospodărie afectează o industrie care își vede de treabă, plătește taxe, se conformează, respectă regulamentele europene, se ocupă de securitatea alimentară. Dacă nu sunt niște reguli respectate. Așa. Și au trecut anii și am plecat de la lamentația națională și, de fapt, suntem într-o situație în care, cum am mai discutat și m-am exprimat așa mai simplu, ne dăm singur la geale. Adică, din interese politice și populiste, nu ne ocupăm de porcii din gospodărie, care, de fapt, sunt crescuți pentru comerț, și lovim pe oamenii care se ocupă de creștere cum trebuie și de procesare cum trebuie. Care este rezultatul? E o competiție neloială, acceptată tacit de autoritățile publice, care face ca pe acest teren să intre porcul din afară. Adică, da, noi lăsăm pe nu știu cine să crească o porci în gospodărie în niște condiții dezastruoase, ca să ce? Ca să poată să vândă probabil neamțul și spaniolul carne în România. Da? Deci nu e deloc acesta, normal. Acesta e rezultatul. Asta este rezultatul, adică mi se pare anormal. Cel mai anecdotic a fost când, cu vreo 3 ani în urmă, am citit o știre despre o percheziție la un medic veterinar din județul Galați, care el creștea porci necrotaliați și care aveau și pestă porcină africană. Adică e o glumă asta. E o glumă că ne dăm seama că, de fapt, este o... E scăpat de sub control. E scăpat de sub control și probabil că cei care sunt afectați și care acum reprezintă în discuție o mare parte dintre cei care se ocupă de mâncarea asta, au spus ce trebuie. Am urmărit și eu dezbaterea, probabil că și cei care ne urmăresc au urmărit dezbaterea. De fapt, nu s-a făcut nimic pe pesta porcină africană. Dincolo de... Mi-aduc aminte chiar, apropo, de un documentar pe Arte, pe care vi-l recomand, și care a documentat acum 3 ani partea asta de porc și cum circulă porcul în România. Și îți arată destul de clar documentarul ăla că este vorba de o indiferență și de o neimplicare a autorităților publice în lucrurile legate de creșterea porcului în interes și scop comercial în gospodărie. E o glumă. Iar când Ana Săveseau a vrut să intervină, nu mai știu dacă, cred că în primăvara anului de trecut, mai multe ori, da, cu reglementarea, mă rog, până la urmă a fost schimbat președintele, iar s-a creat un vacarm. Corect. Și iar nu este normal ca o parte din presă, de exemplu, să zică, domne, nu-l lasă pe țăran. Băi, dar oamenii ăștia care fac porc industrial cum trebuie, la ei nu vă gândiți? De ce mă gândesc la niște persoane, într-un fel, bun, hai un porc, doi porci, dar... Spuneți-mi, am înțeles. Haideți să mergem, vă rog, Tiberiu Cazaciuc și pe zona de promovare, da, pentru că vorbea și Mihaela Gherghișan și doamna Dana Tănase, vorbeau despre o nouă tendință europeană, un consum mai redus de carne. Cum vedeți și până unde
putem să mergem? Și vedeți și niște tendințe de promovare a acestui nou curent european? M-am uitat și într-o statistică și, apropo de ce spunea doamna, cred că doamna Dana Tănase, statistica care este de la, și mă leg de întrebare, e vorba de bilanțurile alimentare pe care le publică Institutul Național de Statistică, unde văd că consumul alimentar mediu pe locuitor în kilograme în 2019 a fost de 38 de kilograme de carne de porc și în 2020 de 37 de kilograme de carne de porc. Deci este o ușoară scădere. O ușoară scădere. Este interesant din ce s-a spus mai devreme, creșterea cu 20% a importului, care a afectat un minus 20%, că întrebarea e, ca să răspund și să mă leg și de ce a zis Mihaela Gherghișan, se mănâncă mai puțină carne în vestul Europei și atunci porcul tot a venit aici, plus 20, au început românii să consume mai mult? Nu. A fost dislocată cantitatea de la cei care produc carne în România. Dar consumul pe mediu, pe cap de locuitor, conform statisticii, exact cum spune domnul Ladu și cu rezerve sau doamna Tănase, 38 de kilograme de carne de porc pe cap de locuitor. E mare, e puțin? Nu-mi dau seama. În ce privește partea de promovare, care sigur nu e o soluție extraordinară, dar s-a discutat deja de vreo 2 ani de zile despre un sistem care pe filieră, și știți de ăsta în parte cei dintre noi care suntem prezenți în discuție, este vorba de legea privind rasele 100% autohtone, deci 100% rasa autohtonă. E vorba de fapt despre marcarea unei filiere. În cazul în care suntem noi, e vorba de porcul de Bazna și de porcul de Mangalița. Sigur că nu este vorba de o bucățică foarte mare din ceea ce înseamnă carnea de porc care se sfârșește în măcelărie sau în mezeluri, dar statul, mă rog, a creat o schemă de calitate în care, într-un fel, dacă se manifestă, cum da, este practic prin niște reguli anume, stabilite prin lege și prin niște norme care sunt în continuare în analiză la Comisia Europeană, în final, pentru consumator, când ajungi la raft, să ai o ștampilă pe produs că este un produs alimentar finit din carne de porc de Bazna sau carne de porc de Mangalița. Și există, într-adevăr, o asociație de crescători de suine Bazna și Mangalița. M-am uitat și eu pe site-ul lor ieri, sunt vreo 76. Este adevărat că asta este un segment de consum care este undeva la nivel de... e mai mult decât de bază. Adică, sigur, când te duci la un restaurant, carnea de porc de Mangalița... E o nișă, nu, să spunem? E o nișă, dar carnea de porc de Mangalița costă mai mult. Uh-huh. Costând mai mult, trebuie să faci un efort de marketing ca să o vinzi. Nu cred că există o soluție pentru vânzarea de carne de porc din România decât, într-adevăr, consumatorul să conștientizeze cum mi se întâmplă mie sau poate soție sau măcelăria de lângă noi. Mă duc și văd clar dacă mi se spune acolo carne de porc din România. Și aici, până la urmă, de fapt, patriotismul nostru va trebui să se închidă cu buzunarul. Adică, da, vrei într-adevăr să susții economia românească, când mă duc și caut carnea de porc, care e bună carnea de porc din România, scot din buzunar și cumpăr. Ăsta e patriotismul, adică nu e... Deci ajungem la... Nu e un fake, adică ne batem cu cărămita în piept la televizor și când mă duc la magazin, de fapt nu cumpăr. Da. Sigur ajungem că dacă... la celebru raport da. Preț-calitate. Exact, exact. Și decizia consumatorului. Deci, la magazin te poți uita și vezi asta. Deci în retail scrie dacă este carne de porc din România. Și atunci dacă vrei să fii într-adevăr dedicat și serios, da, o cumperi. Ce aș vrea să spun este că e poate nevoie de motivarea într-un fel anume... Statul nu poate să o facă, că nu poate un stat membru să spună public cu campanii cumpără numai din România. Dar probabil că se pot ba gândi. Da. Ba da, ba da, Franța o face. Acheter français. E o campanie la mai ales puiul. Și pe Amazon, dacă vă conectați pe amazon.fr, scrie, s'il vous plaît, achetez premièrement des produits français. Ceea ce este o concurență deloială crasă, dar nu i-a făcut nimeni nimic niciodată. Asta este campanie finanțată de statul francez. Da.
Da, și a fost foarte ciudat în momentul în care purtătorul de cuvânt al lui Macron anul trecut a apărut la televizor și a spus: de acum încolo vom încuraja doar consumul francez. Oh, ce e aici? Naționalism! Toată lumea, în Franța, toată lumea... Are un sens, pentru că, într-adevăr, una dintre prevederile tratatelor este că e o piață liberă în care nu poți să introduci criterii de necompetitivitate, adică să spui nu cumpăra din Germania și cumpără de numai de la mine. Dar, într-adevăr, Mihaela, într-un fel, are dreptate, pentru că sunt state membre care sunt mai cu picioarele înfipte în pământ. Mai agresive, da. Sunt state membre fondatoare care, până la urmă, au ceva de spus. Ba în politica agricolă comună, ba au făcut și lucruri interesante, schemele de calitate, schema de denumire de origine au fost inventate de francezi în secolul XIX. Mă rog, e un background politic și cultural care pe ei îi face să poată să pună piciorul în prag. Asta nu înseamnă că nu ar putea și autoritățile din România într-un fel anume, dar să vedem măcar să încerce. Adică măcar să încerce, dar nu încearcă nimic. Aici aveți mare dreptate, măcar să se încerce, pentru că, să spunem, Franța, într-adevăr, o știm și ea e genul care e agresivă și împinge foarte mult pe Franța, fără să se ascundă că ar face-o. Dar există și alte modele. Uitați Polonia, care a ajuns primul producător de pui și care știe foarte bine să se vândă. Uitați Grecia, care s-a bătut cu Bulgaria și cu Turcia, cred, ani de zile, pe feta, și cu Danemarca. Și cu Danemarca pe feta. Și sunt multe, multe astfel de cazuri. Chiar mai văd trecând din când în când în presa de specialitate acolo, nu toată lumea are acces la ea, dar sunt multe cazuri în care țările se limitează foarte clar interesele lor. Și mai ales în spatele ușilor închise la Bruxelles. Doar să reamintim, suntem la Rural împreună cu domnul Ioan Lado și președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România, cu doamna dr. Dana Tănase, director executiv Asociația Română a Cărnii, cu domnul Tiberiu Cazacioc, specialist în marketing pentru produsele agroalimentare, și cu Mihaela Gherghișan, corespondent RFI la Bruxelles. Mă îndrept spre domnul profesor Ioan Lado și domnule Lado, și constat că, iată, am plecat de la pesta porcină africană și am ajuns la studii sociologice, la curente europene și, de ce nu, și nu în ultimă instanță, la comportamentul de consum și la promovarea produselor. Ce să înțelegem din acest noi an de probleme, domnule Lado, și către ce se îndreaptă industria cărnii de porc din România într-un context pe care l-ați descris complicat de toate aceste elemente? Acest moment nu putem să spunem încotro ne îndreptăm. La acest moment supraviețuim cei care mai supraviețuiesc. Chestiunea este extrem de simplă. Acum lucrurile sunt foarte clare. Oricât am vrea să o întoarcem pe toate părțile, tragedia cărnii de porc românești se datorează pestei porcine africane, dar cu adevărat se datorează politicienilor, indiferent de culoarea acestora, de dreapta, de stânga, de centru. Pentru că, așa cum spunea și doamna Tănase, practic nu s-a făcut nimic, nu, și nu se face nimic. Suntem singura țară din Uniunea Europeană care nu am luat niciun fel de măsură pentru a stopa această boală. Motivele sunt simple. Noi suntem în România probabil în jur de 240-250 de ferme comerciale. Crescători de porci în gospodăriile populației sunt probabil vreo 10 milioane. Ei, și unde sunt voturile? Voturile sunt acolo. Noi nu am spus niciodată că creșterea porcului sau să-ți produci porc în bătătură trebuie interzisă, pentru că nu suntem naivi. Suntem o rațional țară cu anumită tradiție, dar ceea ce am solicitat de fiecare dată a fost să existe niște reguli. Ori acest lucru nu s-a întâmplat. Pe mine m-a șocat de acum fostul ministru nostru al agriculturii, când a ieșit senin în mass media și a spus: în anul 2021 în România s-au îngropat 75 de milioane de kilograme de carne de porc. Și ce a făcut? Absolut nimic. Absolut nimic. Când aceiași politicieni sau alții
toți de altfel, ies și spun, avem un deficit comercial pe carnea de porc de un miliard, depășim un miliard de euro. Așa? Și ce ați făcut? Nimic. Asta e concluzia. De aici revin la subiectul cu care am început. Eu sunt în continuare un optimist și vă spun, se poate și mai rău. Am înțeles. Deci dacă nimic nu facem, nimic se alege. Cam așa am putea să spunem. Doamna Dana Tănase, v-aș ruga doar să mai ne ducem și către o temă tot europeană, dar și românească. Am văzut că sunt preocupări ale companiilor procesatoare legate de, hai să spunem, produse bio, atâta cât sunt ele, mă rog, cât sunt, pot fi bio din carne de porc și sunt preocupări pe care le vedeți și credeți că ele se vor dezvolta, vor crește ca numeric și cantitativ sau vor rămâne în această zonă? Deci, din punctul nostru de vedere, vorbim de o zonă de nișă. Pentru a avea un produs din carne certificat bio, toată filiera până la a produce acel trebuie să fie bio. Începând de la terenurile pe care sunt cultivate furajele, alimentația animalelor și așa mai departe. Asta firește și cu costurile respective de producție, vă dați seama. În condițiile în care noi nu avem necesarul de carne de porc care reprezintă peste 90% din materia primă pentru produsele noastre, din țară trebuie procurat. Deci vorbim de, ca și în cazul Bazna și Mangalița, de o abordare de nișe. Exact. Dar este în tendință, se spune bio din ce în ce mai mult să se consume bio, însă trebuie văzut până unde se poate ajunge cu acest bio și firește dacă există piață, pentru că în momentul de față, din punct de vedere al comercializării produselor din carne și piața de vânzare merge foarte, 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 foarte greu. Foarte greu. Adică este clar că ne îndreptăm spre o criză prin lipsă de lichidități, lumea nu mai are putere de cumpărare. Și o concluzie, vă rog, doamna dr. Dana Tănase, pentru că suntem la finalul, aproape de finalul dialogului nostru și a emisiunii, dar vreau să vă rog să ne dați și o concluzie. Concluzia ar fi că indolența și faptul că nimic nu s-a făcut din punct de vedere politic pentru a stabili această recrudescență și această pestă porcină africană au contribuit la, cum să spun eu, la greutăți mari atât în lanțul de aprovizionare cu carne de porc, cât și în promovarea produselor de origine animală în străinătate. Și singurul exemplu pe care vreau să-l dau este salamul de Sibiu, pentru care noi am făcut demersuri să fie agreat la export pe piața din Statele Unite, dar din păcate nici în ziua de astăzi nu avem acest ok pentru a merge cu salamul de Sibiu peste ocean. În schimb, peste ocean există companii care fac acest salam de Sibiu și care nici măcar n-ar trebui să utilizeze denumirea de salam de Sibiu, care este IGP. Bun, e un bun exemplu. Măcar vă vom mai întreba în următorii ani pe dumneavoastră și pe specialiști dacă am reușit să mergem cu salamul de Sibiu în Statele Unite. E un bun exemplu. Mihaela Gherghișan, te rog o scurtă concluzie și de la Bruxelles, de la tine. Sectorul cărnii de porc este critic în multe state membre. În decembrie, mi se pare, trecut la Bruxelles, Cehia a vorbit în numele a 15 state membre cerând ajutor european pentru sectorul crescătorilor și al procesatorilor de carne de porc. Deci nu este o problemă românească asta în niciun caz și nu, cauzele nu sunt mereu aceleași. E o combinație de factori, vorbim despre pesta porcină, vorbim despre războiul din Ucraina, vorbim despre scăderea cererii chineze și așa mai departe. Comisia Europeană, ca de obicei, a zis lasă-mă să mai văd și doar acum, în martie, a venit cu ideea ca începând din mai să dea un ajutor pentru stocarea cărnii cu chiu cu vai. Între timp, Comisia Europeană, comisarul Wojciechowski a anunțat și crearea unui grup de lucru pentru carnea de porc europeană, ceea ce îți dai seama că dacă Wojciechowski a anunțat asta, problema e ca și rezolvată.
grup de lucru care s-a reunit prima dată acum în mai și s-a vorbit despre problema prețului la elementele furajere, deci la importurile de mâncare pentru animale și despre reducerea dependenței de aceste importuri. Deci se ia etapă cu etapă, ca să, deci plecând de la fiecare cauză în parte a crizei, se ia etapă cu etapă și se vede ce se poate face. Deci acest grup de lucru abia s-a reunit pentru prima dată acum în mai, mi se pare, și va da un raport la Bruxelles în ianuarie 2023. Bun, acestea fiind zise, nu înseamnă că de azi pe azi lucrurile vor merge mai bine sau că din februarie 2023 vor merge mai bine. Asta este ceea ce se încearcă la Bruxelles, fără a se disloca alți bani, fără a se da alte plase de salvare. Știm bine că vorbim despre un model perfect liberal al pieții, al pieții agricole în România, în Uniunea Europeană, și asta de la Comisia Juncker încoace, deci sunt mai bine de 7-8 ani, în care Uniunea Europeană nu mai intervine în salvarea unui sector sau altuia. Bun, am reținut. Cam asta ar fi concluzia. Mulțumesc, am reținut că este un sector critic din diverse motive în multe state europene. Vă rog, Tiberiu Cazacioc, o concluzie și pe așa dumneavoastră. Da, mă gândeam mai devreme în timp ce vorbea Mihaela Gherghișan și în funcție și de ce am tot discutat astăzi. Cred că un pic de naționalism alimentar nu strică, cu ghilimelele de rigoare. Cred că trebuie ca... Studiile ce ne spun? Că avem și de studii ale consumatorilor? Am văzut și da, eurobarometru. E un eurobarometru recent special, numărul 520, care scoate în evidență pe niște răspunsuri că există într-adevăr o preferință destul de crescută a consumatorilor români pe rezultate din finanțările pe politica agricolă comună, produse care vin din lanțul scurt de aprovizionare, care vin de la o anumită distanță sau care sunt corelate cu sustenabilitatea creșterii de animale. Deci răspunsul arată că există această apetență, ca să spun așa. Ce vreau să zic este că cred că consumatorului trebuie să se dea mai multe instrumente, dacă ar fi posibil, să aleagă în cunoștință de cauză. Deci mă duc la restaurant și vreau să știu dacă carnea de porc pe care mi-o pun pe farfurie este de la un carne de porc din România. Cumpăr de nu știu unde, mă rog, la partea de industrie, când iau carne macră, bun, pe aia etichetă scrie, dar să am posibilitatea în poziția de consumator să știu de unde e carnea care ajunge într-un fel anume, deci, într-un burger, un ceva, ca eu să aleg, da, dumne, eu vreau un burger cu o carne de la un porc din România. Da? Perfect. Asta ar fi o chestie. Mi-aduc aminte ce spunea și Mihaela de Franța și închid cu asta. Uh-huh. Cred că acum 3 ani am avut un tranzit la Charles de Gaulle și era un bufețel de ăsta de interval în care am stat câteva ore. În aeroport, adică. Și da. Peste tot unde m-am dus, întotdeauna în călătoriile mele sau cu orice ocazie în spațiu public, mă uit la elemente legate de identitate, de localizare, de trasabilitate. Și era un bufet de ăsta, gen bistro, și el scrie acolo: vițelul ăsta a crescut în Franța, a trăit în Franța, l-am tăiat în Franța. O etichetă scrisă la imprimante cu negru. Adică de ce e nu? Și o problemă de cultură a noastră. Noi, ca cetățeni, ca și ca consumatori, să vrem lucrul ăsta. Perfect. Există legislație în acest sens. Există legislație europeană în acest sens, care trebuie să fie aplicată de către toate statele membre. Deci există legislație. Trebuie cea de trasabilitate. Nu, cea de trasabilitate. Dar mai departe. Nu mă refer la 178, mă refer la regulamentul 1337, care mă obligă pe mine, la consumatorul final, să am eticheta în care să spun unde a fost crescut și porcul, și oaia, și puiul. Pentru carnea de vacă e altă legislație. E adevărat. Ce am vrut să spun este că eticheta aia mică care era acolo, exact, era pusă din sufletul comerciantului. O scoate în față. Exact. Dar și în restaurante, și în Bruxelles, și în Paris, există în meniu și spune originea cărnii. Că e Franța, că la e București Polonia, mai rar. La București e mai rar sau e sau nu? La București e restaurante, sincer să fiu, eu nu am văzut. N-ați văzut. Deci la noi nu avem. Dați-ne voie să închidem cu o scurtă, foarte scurtă concluzie a domnului Lado. Și vă rog, domnule Lado, și aveți ultimul cuvânt din emisiunea aceasta. Ce altă concluzie aș putea avea decât să vă mulțumesc pentru invitație, să mă bucur că am avut o discuție deschisă și să
să spun de asemenea că probabil am mai avea nevoie de vreo 5 emisiuni ca astea ca să lămurim toate lucrurile. Da, aveți dreptate. Vom mai face cu siguranță. Mulțumesc pentru dialogul de astăzi. Rămâneți pe RFI.